S-au tras două focuri de armă asupra unui chioșc de pâine de pe strada Moldovei din municipiul Pașcani. Proprietarii au fost cei care au descoperit geamurile ciruite luni dimineața când au anunțat poliția. La fața locului au mers oamenii legii care au început verificările. În această dimineață, în jurul orei 8, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pașcani au fost sesizați despre faptul că la un chioșc două geamuri ar fi sparte. În cauză a fost întocmit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere. Se vehiculează ideea folosirii unui pistol cu bile și încă nu este clar dacă cei care au tras au vrut să spargă chioșcul sau ar fi fost un scandal în fața acestuia în care s-au folosit focuri de armă. De precizat este faptul că locația respectivă unde se vând produse de panificație a mai fost parte de hoții în trecut. Potrivit unor surse neoficiale, încasările de peste zi nu se lasă în chioșc și nici alte bunuri de valoare.